Caz șocant, un băiat a înjunghiat un bărbat la un botez din cauza unei melodii. Conform știri de Cluj.ro, un băiat de 16 ani din județul Giurgiu a fost arestat preventiv după ce a băgat un cuțit într-un bărbat care i-ar fi lovit tatăl. Scandalul a pornit de la o melodie, iar polițiștii au intervenit în data de 20 august în localitatea Letca 9, la ora 3 și 20. O persoană a sunat la 112, anunțând că un bărbat a fost înjunghiat la un botez, conform news.ro. În temeiul sesizării la fața locului s-au deplasat polițiștii și au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că la data de 20 august, ora 2 și 30 de minute, ar fi avut loc un conflict spontan între un bărbat de 35 de ani din localitatea Ghimpați și un alt bărbat de 48 de ani din localitatea Letca 9, județul Giurgiu, motivul izbucnirii fiind o melodie cântată de către bărbatul de 48 de ani. Bărbatul de 48 de ani din localitatea Letca 9, pentru a aplana conflictul, ar fi plecat cu soția și copilul său, însă ar fi fost așteptat de către bărbatul de 35 și ar fi fost lovit cu pumnul în zona feței de către acest. Moment în care copilul bărbatului de 48 de ani în vârstă de 16 ar fi luat un cuțit și l-ar fi lovit de două ori pe cel de 35 de ani, informează IPJ Giurgiu, relatează știri de Cluj.ro.